n-am ajuns încă acolo unde sunt piețele din Cehia, Slovacia, Ungaria, dar am trăit, așa cum comentam în conferință, am trăit faze în care se află acum Bulgaria și Republica Moldova. Interesul față de piață crește, penetrarea asigurărilor la fel este în creștere și interesul investitorilor străini este la fel foarte mare pentru Republica Moldova. După numărul de reclamații pe care Comisia de Supraveghere le primește, am constatat că acestea sunt în număr redus și oamenii înseamnă că sunt mulțumiți și serviciile prestate de societăți sunt pe măsura cerințelor acestora. I think 2008 certainly has the potential to be obviously the best year ever as far as the insurance broking market is concerned, and I think that actually the benefit is for the clients as well as the insurance companies. Am dorit să vedem care este viitorul pieței de brokeraj. Am îndrăznit câteva pronosticuri în cât timp va ajunge piața de brokeraj la 50%. Am început cu 2010 și am ajuns până la 2014. Cu siguranță va fi o creștere peste între 15 și 25% a pieței în fiecare an în următorii 3-5 ani și în special pe segmentul asigurărilor life, care începe să aibă pondere foarte mare în ceea ce privește creșterea care o au în piață. Pe viitor, diferențierea între o companie și alta nu va face tariful în niciun caz, nici nivelul comisiunilor acordat intermediarilor, ci calitatea serviciilor prestate către clientul, consumatorul final. For me, the PR is really the opportunity to meet people from all the parts, practically all the parts of the world. So it is a unique place to achieve all the aims that I'm looking at. It's my first time in PR, although I've been coming to Romania for 8 years and about 3-4 times a year. And I'm actually very impressed of the setup and of the people that I see here, the quality of the clients, the quality of the reinsurers, managers that are coming here. So congratulations to all of you. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce to you Popa's Band. Without me.